towards.
din gata, în clipa când tu vei veni. Pe tine te dorim, pe tine te slăbim. Aintea ta ne încinăm și te adorăm, Tatăl, Fiule și Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Toată slava ți-o aducem ție, Tată Ceresc, prin Domnul Iisus, care este vrednic de toată lauda și Duhul Sfânt. Și suntem bucuroși că suntem în casa ta. Lasă harul tău peste noi. Amin. Și viața ți-e în pericol, când lipsuri lăpădesc în viața ta, când simți că nu mai ai nicio nădejde, al Domnului cuvântul nu-l uita. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Când ești lovit cu mare înverșunare, înțelege ce s-a întâmplat, când nu mai vezi în preajmă vreo scăpare, să știi că Dumnezeu nu te-a uitat. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. El ți-a promis că nu te părăsește, tot El a spus să nu te temi nicicând. Ești scăpat din brațul lui prin jertfă, e mare preț să vezi a lui cuvânt. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios
Frumos e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Frații mei, continuăm în a doua parte a rugăciunii noastre și m-am orientat spre un psalm din Sfânta Scriptură care spune în felul următor: pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și năsocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie: nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Trebuie-i merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui: nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri doznice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și cad săraci în gheare. El zice în inima lui: Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna. Nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești, dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor? Înădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vin ajutor orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit, și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ. Amin. Frații mei, mulți psalmi am citit până când m-am hotărât pentru acest psalm și am socotit că între copiii lui Dumnezeu nu este numai bucurie. Este și necaz, este și suferință, este și prigoană și este tot ce vrem. Chiar dacă în situația în care suntem noi în aceste zile nu avem o suferință fizică, dar nu știu dumneavoastră dacă nu aveți o suferință lăuntrică spirituală când vedeți că ce se întâmplă în orașul nostru. Și m-am gândit la biserica din Pergam. Acolo era tronul de domnie al satanei. Vedeți dumneavoastră că orașul nostru Sibiu a luat-o prea înaintea celorlalte orașe din țară. Suntem din festival în festival. Și chiar la ora actuală este festivalul acesta de muzică rock, o muzică din fundul iadului, o muzică satanică. Și nu cred că nu sunt și tineri din biserica noastră care îi aplaudă. Și atunci când ridică un deget sus, ridică toți mâna sus și îl aplaudă pe cel rău, pe diavolul. Pentru că este o muzică izvorâtă din iad. Nu este o muzică izvorâtă așa cum au cântat acești tineri din mila și din îndurarea lui Dumnezeu. Credincios este Domnul. De aceea, frații mei, în această dimineață să mijlocim în rugăciune pentru orașul Sibiu, ca Dumnezeu să-l întoarcă spre el. Pentru că chiar dacă suntem binecuvântați cu animație în acest oraș, Dumnezeu poate aduce și nenorociri peste oraș, cum au fost și alte orașe din țara noastră. Noi suntem siguri că în Sibiu nu se va întâmpla nicio nenorocire, așa credem noi, cum vorbesc acești oameni în psalm. Știu că Dumnezeu nu pedepsește, știu că Dumnezeu nu este, ei nu cred în Dumnezeu, ei cred în puterile lor, cred în averile lor, cred în banii lor, cred în ceea ce fac ei, socotesc că fac bine. Doamne, întoarce-ți fața spre orașul nostru, Doamne, și trezește orașul nostru la o vie realitate. Spunea mai înainte la știrile televiziune: oamenii fac biserici și în curțile școlilor și peste tot. Dar spunea un alt om: ce Dumnezeu nu stă în betoane. Adevărat că e nevoie și de aceste betoane ca să ne putem bucura, dar Dumnezeu stă în sufletul omului, stă în inima omului, în mintea omului, cei care doresc să-L asculte pe Dumnezeu. Și spune cuvântul: scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna și nu uita pe cei nenorociți.
Avem în biserică și nenorociți, avem și oameni prin suferință. M-am gândit foarte mult la fratele Simeon, la o vârstă de aproape 100 de ani, doar 10 cuvinte să poată să spună și un tânăr și un alt frate din rugăciunea dânsului, o rugăciune plină de har și plină de Duhul Sfânt. Frații mei, oare câți vom avea această binecuvântare să ajungem asemenea vârste până în jur de 100 de ani, să avem o minte lucidă, să ne putem bucura și să slăvim pe Dumnezeu prin rugăciune și printr-o viață devotată. Doamne, ajută-ne ca să țintim spre un viitor luminos, dar aceasta nu se poate decât cu Domnul nostru Iisus Hristos și împreună cu Tatăl Ceresc. Spune cuvântul Dumnezeu în Psalmul 18, dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Dacă în țara noastră nu se întâmplă necazuri, numai așa spicuit, vreau să vă spun, sunt țări în lumea aceasta unde oameni pentru credință suferă. În Tanzania, de exemplu, 2 persoane ucise și 50 rănite într-un atac cu bombă asupra unei biserici. Stăm liniștiți aici și dintr-o dată să izbucnească o bombă, să ne norocească mulți frați. Dumnezeu ne ferește și ne ocrotește, dar vedeți că sunt în lumea aceasta oameni care suferă pentru credință și nu se lasă. Continuăm să spunem, în un alt pastor, Sid, într-o altă țară, nu se spune de unde, e condamnat la 8 ani de închisoare în luna ianuarie pentru acțiuni împotriva siguranței naționale, spun ei, dar mint și caută tot felul de împotriviri doar ca să îi rănească pe frații păstori din anumite zone. Sau în Coreea de Nord s-au aruncat 350.000 de broșuri creștine. Iar cei din Coreea de Nord spun, nu le luați, pentru că sunt otrăvite, sunt cu o travă pe ele. Vedeți, oamenii încearcă să otrăvească cuvântul lui Dumnezeu prin tot felul, numai ca să nu ajungă Biblia, să nu ajungă cuvântul lui Dumnezeu la inima omului. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață, pentru că avem Sfânta Carte, Biblia, și aș vrea să vă spun și o noutate, să nu știu dacă există în această adunare un om care nu are Biblie. 1500 de Biblii a adus frații noștri aici undeva într-un hol din pivniță. 1500 de Biblii noi. Dacă cineva nu are o Biblie, să o ceară și să o citească, pentru că este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și într-o rugăciune comună să mijlocim pentru cei nenorociți, să mijlocim pentru orfani, să mijlocim pentru frații care trec prin suferință în alte țări și chiar și în țara noastră și oriunde pe pământul acesta, ca vestea bună a Evangheliei să se lățească. Îi rugăm și pentru cei care se uită la noi prin internet și ei să-și plece genunchiul înainte al Dumnezeu și acolo în țările unde sunt să mijlocească pentru ei, pentru familiile lor și să mijlocească și pentru țara noastră scumpă, România. Amin. Într-o rugăciune în comun să ne rugăm cu toți. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta. Doamne, Tatăl de slăvit și mulțumim că și în acest timp privești din cerul Tău înspre noi, Doamne. Așa cum suntem, Doamne,
cu inima noastră deschisă, Doamne, venim închinați înaintea Ta și cerem ajutor de sus, Doamne, cerem milă și îndurare de la Tine. Te rugăm, Tată, ceresc ca Tu să-ți binecuvidezi adunarea Ta din locul acesta, Doamne, cu credincioșie, cu loialitate față de Tine. Binecuvântează pe frate care trec prin suferință, binecuvântează pe frate în vârstă, Doamne. Doamne, binecuvântează și tineretul adunării Tale, Doamne. Doamne, ține-l strâns lângă Tine, Doamne. Nu lăsa, Doamne, să privească la lucrarea celui rău, care este atât de amăgitoare, Doamne. Doamne, ajută-ne pe toți, Doamne, să iubim părtășia, Doamne, să iubim părtășia cu Tine, părtășia cu Domnul Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt. Doamne, întărește-ne pe toți în credință, Doamne, și ajută-ne, Doamne, ca să-ți rămânem credincioși, Doamne, toată viața noastră. În continuare, Doamne, cerem ajutorul Tău și vrem, Doamne, ca Tu să domnești peste noi, Doamne, de acum și până în veșnicie. Amin. Amin. Ocupați loc. Yeah.
Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare, să se primească ardele tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Trăiască Domnul și binecuvântat să fie stânca mea, mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele. Vedeți, frații mei și surori, ce binecuvântat suntem de Domnul dacă ne punem încrederea în El. Aș vrea că acum, la sfârșitul rugăciunii noastre din această dimineață, să-i aducem înaintea Domnului și pe cei care trec prin suferință, să nu-L uităm pe fratele Pavel Gheorghe, care este în convalescență, în refacere, ca Dumnezeu să-L aducă din nou în mijlocul nostru, și pe toți frații care suferă, care îi cunoaște, mijlociți în rugăciune, frații mei, pentru ei. Este așa de bine când știm că cineva se roagă pentru noi. Pare că suntem cu aripi de vultur, pe aripile vulturului, când știm că biserica mijlocește în rugăciune pentru noi. Mijlociți și pentru cei care vestesc Evanghelia în locul acesta și în țara noastră, ca Dumnezeu să le dea putere, să le dea îndrăzneală, ca cuvântul să ajungă la inima păcătoșilor și la inima noastră, ca să ne putem înfructa din binecuvântările cerului. Frații mei și surori, este o bucurie mare pentru că ne găsim în această dimineață în locul acesta, chiar dacă de multe ori curge apele pe noi de emoții sau de căldură, dar suntem în prezența lui Dumnezeu și suntem binecuvântați. Nu vreau să uităm, în această după masă avem în premiere fanfara.
Și aș vrea ca în rugăciune să amintiți și fanfara, ca Dumnezeu să le dea putere, să le dea suflu, să poată cânta și să ne îmbucure. Și n-aș vrea să fie o persoană aici care să șoptească: apei fanfara, e prea zgomotoasă. Frații mei, bucurați-vă că sunt 15 tineri care au dorința aceasta să învețe și să-i sprijinim în rugăciune și mai târziu să ajutăm ca biserică să-și cumpere niște instrumente mai lucitoare și care sună și mai bine. Mi-aduc aminte când eram la media și era un frate Drâmbăreanu și cânta la un instrument și când prelungea acel tub, zicea fratele Ștef, ce parcă nu se mai termină, și cânta cântări: am bucurie ca fântâna, sau eu l-am aflat pe Iisus și sunt fericit. Vedeți, frații mei, ei ne pot aduce bucurii, dar noi să-i susținem în rugăciune. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea ca de la cor doi frați, fratele Moțan cu fratele Ovidiu Durdun, iar din biserică fratele Adam și cu fratele Iustin, să mijlocească înaintea Dumnezeu pentru aceste probleme. Doamne, mulțumim din toată inima pentru că Tu împlinești dorințele noastre, dacă sunt după voia Ta, și mulțumim că ai împlinit și dorința bisericii de a avea o fanfară. Te rugăm din toată inima să binecuvintezi acest tine și pe frații noștri cu multă râvnă pentru casa Ta. Amin. Amin. Doamne, vin și eu înaintea Ta să-ți mulțumesc pentru că prin rugăciune avem posibilitatea să ne sprijinim unii pe alții. Da, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate rugăciunile îndreptate spre Tine cu privire la frații noștri care trec prin necazuri. Da, îți mulțumesc, Doamne, că urechea Ta aude și Tu răspunzi la momentul potrivit. Îți mulțumim pentru fratele Pavel. Îți mulțumim pentru ceilalți care Tu ți-ai pus mâna peste ei. Îți mulțumim că Tu asculți, Doamne, și dai vindecare. Da. Îți mulțumim, Doamne, că în casa Ta putem să Te lăudăm. Și îți mulțumim, Doamne, că chiar cu instrumente putem să suflăm spre slava Ta. Te rog să binecuvintezi, Doamne, fanfara după masa aceasta și tinerii care sunt și compun această fanfară. Doamne, Tu nu disprețuiești începuturile slabe. De aceea Te rugăm să dai binecuvântarea Ta peste casa Ta în această zi. Amin. 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 Da, Doamne, te rog. Da, Doamne, te rugăm. Amin. Da, Doamne. Da, Doamne. Chemăm numele Tău și în această zi peste adunarea Ta, Tatăl nostru din ceruri, Te rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să-ți revezi harul și binecuvântările Tale peste fiecare frate și soră, tânăr, bătrân și copil. Doamne Tată, ne încredzăm viețile noastre în mâna Ta și chiar dacă ar fi să trecem prin valea umbrei morții, Doamne, Tu ne ridici, Doamne, și ne prefaci, Doamne, aceste necazuri în bucurii. Doamne Tată, Te rugăm să ai milă de cei care trec prin suferință, Doamne. Doamne, sunt mădulari din trupul Tău, sunt frații noștri, Doamne, pe care îi iubim. Te rugăm în mod deosebit pentru fratele Pavel, Doamne, să-l întărești în continuare, să-l aduci în mijlocul bisericii Tale, și pentru fratele Ovidiu, Doamne, Te rugăm și pe el să-l întărești, Doamne, în continuare, și ajut, Doamne, să fie un lucrător harnic și destoinic în viața Ta. Binecuvântează pastorii bisericii noastre, Doamne, pe fratele pastor Poplăceanu, pe fratele Ghiță acolo unde este la ora actuală, pe fratele Radu unde este în misiune, Doamne, pe fiecare, Doamne, acolo unde sunt. Dă-le, Doamne, sori de izbândă și lasă, Doamne, ca cuvântul Tău, Evanghelia Ta, Doamne, să mărească, să se lărgească, Doamne, până la marginile pământului. Iar noi, Doamne Tată, să fim veghetori, să fim gata, Doamne, să Te așteptăm pe Tine. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Ocupați loc.
Odiaș avea eu limbi o mie și buzele nor mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Dar până când vine vremea să suspinăm, doar să lăsăm ca buzele noastre să laude pe Domnul, fiindcă este vretnic. Amin. Pe toți cei ce sunteți la închinare aici, sau vă închinați cu noi prin intermediul internetului, acolo unde sunteți, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că s-au întors acasă sora Lidia Arăduț. Domnul să vă binecuvinteze. Poate aveți o cântare. Pregătiți-o. Până atunci, salutăm și pe sora Liana cu Gabi și cu Sabine. Bun venit acasă. Ne bucurăm și de sora Sava din Spania și de alții care sunt cu noi și nu-i cunosc. Văd mulțime, o mulțime de persoane, de familii chiar. Pe toți vă salutăm cu drag în numele Domnului Iisus.
și dorim ca binecuvântarea Lui să fie revărsată peste fiecare, în mod special și particular, așa după cum avem fiecare trebuință. Salutați-vă unul pe altul în stânga și în dreapta, ca să nu rămână nimeni să nu fie salutat de cineva. Fratele Radu este plecat într-o călătorie misionară în Roșiorii de Vede. Acolo frații au o acțiune de răspândire a Cuvântului Dumnezeu și de evangelizare într-un loc, într-un loc public, și l-au invitat pe Radu să le stea alături. Să ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze, să-l însuțească în lucrarea aceasta care o face pentru slava Domnului. Amin. Corul să-l laude pe Domnul cu o cântare. Doresc să o salut și pe sora Müller din Germania. În urmă cu 5 luni, sora a rămas singură, văduvă, fratele Georg Müller s-a dus la Domnul. Condoleanțe și Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim. Salutări din zona Stuttgart. Domnul să vă binecuvinteze. Gabi ne spune un salut și apoi sora Lidia o cântare. Pace. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Amin. Vă aduc salutări de la Biserica Baptistă din Gießen și cum la noi în Germania nu prea este, cum să spun, nu prea se salută cu un verset, aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri, trei gânduri scurte despre acest verset. Deci vedeți, psalmistul David începe și spune, Domnul este păstorul meu. Ar fi putut să spună, Domnul a fost păstorul meu, ar fi putut să spună, Domnul va fi păstorul meu, dar iată că David spune, Domnul este păstorul meu, ca o certitudine. Ce binecuvântare când putem să spunem așa ceva, Domnul este păstorul nostru. Și alt gând, David este puțin egoist, nu? Spune, Domnul este păstorul meu. Și iată, când este vorba de relația omului cu Dumnezeu, întotdeauna se recurge la singularitate, deci eu cu Dumnezeu. Deci Domnul este păstorul meu. Desigur, împreună ne bucurăm de frățieșie, dar iată că relația cu Dumnezeu este totuși ceva personal. Deci Domnul este păstorul meu. Și al treilea gând, când Domnul este păstorul meu, când Domnul este păstorul meu și eu merg pe cărările Lui, atunci nu voi duce lipsă de nimic. Ce promisiune mare! Și aș dori cu toții să recităm sau să citim împreună Psalmul 23. Cred că se poate și afișa pe videoproiector, să-l citim o dată împreună. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi îndurează sufletul și mă hoțuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiarul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Mă bucur să fim împreună din nou și împreună să glorificăm și să lăudăm pe acela care ne-a mântuit. Vă aduc salutări din Portland, din partea bisericii, de la Coloseni 3:15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Personal, vreau să vă salut printr-o cântare. Când încercările prea grele ni se par și zilele prea lungi, poverile prea mari, ne mângâie Hristos, El se va arăta, să-și ia pe nori mireasa, să-i șteargă lacrima. Când vom vedea pe nori fața lui Iisus, necazul greu de aici îl vom uita. Va lumina.
Căci luptător fi brav, nu dispera. Sub cerul furtunos, când rănile mă dor, de valuri încercat, când stau fără ajutor, e cineva în cer ce știe chinul meu. El vine printre valuri cea mare, nici unul să nu lipsească care suntem aici și cei care ne rugăm pentru cei dragi, ca și ei să fie împreună cu noi. Amin. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu ceea ce El știe că avem nevoie. Amin. Amin. Și altiștii de mare performanță greșesc. Domnul să vă binecuvinteze. Sora Lidia a rămas la fel de cântăreață și Domnul să o întărească până la sfârșit să cânte și în corul de îngeri, tot la alt. David și-a adus întăriri pe fratele lui de la Bocșa, ca după masă să meargă fanfara bine. Bun venit, Domnul să te binecuvinteze. Hai să ne aduci un salut de la Bocșa? După masă, foarte bine. După masă vom continua și părtășia noastră afară în curte. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ploaia de aseară. Câți dintre dumneavoastră ați mulțumit Domnului că ne-a dat ploaie? O ploaie bună, liniștită, la timpul potrivit. Dumnezeu știe ce să dea, chiar când noi nu suntem suficient de buni.
și slăvim numele Lui că nu face conform meritelor noastre, ci datorită harului și bunătății sale. Amin. Mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, împreună cu grupul de tineri care ne conduc în închinare și ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Apoi corul mai pregătește o cântare și ne apropiem de ascultarea Cuvântului Sfânt. Să pot trăi
Să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, și vom citi primele 9 versete. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Iisus Hristos, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos.
Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Mai citesc încă o dată versetul 9 și apoi un frate călăuzit de Domnul să ne conducă în rugăciune. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Părtășia este o manifestare specifică bisericii. Spuneam duminica trecută că acest cuvânt, părtășie, nu-l găsim în dicționarul limbii române, dar este rezultatul lucrării de părtaș sau a fi părtaș la ceva. Părtășia începe cu chemarea lui Dumnezeu. Și așa cum spune aici Apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Aminteam data trecută ce este părtășia și cu cine trebuie să avem părtășie. Și primul lucru care l-am spus a fost că trebuie să avem părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Sigur că timpul fiind scurt, nu am insistat asupra acestui aspect, dar în dimineața aceasta aș dori să continuăm gândurile noastre referitoare la părtășie și să vorbim despre părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Care sunt modalitățile practice prin care putem să avem părtășie cu Domnul Iisus Hristos? Dorința lui Dumnezeu de la creație și până la finalitate este să aibă părtășie cu omul. Mijlocitorul acestei părtășii este Domnul Iisus Hristos. Cum pot eu, un om care trăiesc în veacul 21, în mileniul al treilea, să am părtășie cu Iisus Hristos? El nu mai este pe pământ, El s-a înălțat la cer, la dreapta Tatălui. Pot eu oare să am părtășie cu El? Răspunsul la întrebarea aceasta este simplu. Părtășia cu El nu este un lucru abstract, ceva de tip meditație. Nu este un exercițiu misa, ci este o relație care ține de câteva lucruri care, dacă le practic în viața mea, voi avea părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos. Voi enumera câteva din acestea și vreau de la bun început să spun că nu am pretenția că voi cuprinde toate lucrurile care pot aduce părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Modalitățile acestea practice nu sunt impuse nimănui, ci sunt propuse spre binele nostru. Și dacă vrem să le aplicăm, suntem cei ce beneficiem de foloasele acestei părtășii. Voi pleca în abordarea acestui subiect de la metaforile bisericii. Dacă citim în Noul Testament, vedem că biserica este prezentată prin mai multe metafore. De exemplu, biserica este trupul lui Hristos. El este capul și noi suntem mădularele trupului. Apoi, biserica este prezentată ca fiind mireasa lui Hristos. El este mirele și biserica este mireasa lui. Apoi, biserica este prezentată ca fiind casa lui Dumnezeu sau clădire. El este piatra unghiulară, iar noi, ca niște pietre vii, suntem zidiți ca să alcătuim o casă a lui Dumnezeu prin Duhul.
și alte metafore. Toate, dacă le luăm, exprimă relația de nedespărțit dintre Hristos și biserică. Dar când vorbesc despre biserică, nu mă refer la zidurile acestea. Acestea nu sunt biserică. Acestea sunt niște clădiri în care se adună biserica. Când mă refer la biserică, mă refer la totalitatea celor mântuiți prin credință în jertfa Domnului Iisus, care s-au pocăit de viața lor trecută și au început să trăiască o viață nouă prin naștere din nou și sunt în procesul acesta de sfințire și de apropiere de Domnul. Care sunt căile prin care eu, ca parte din Biserica lui Hristos, pot să am părtășie cu Domnul Iisus Hristos? Pentru aceasta ne vom uita în Scriptură și vom citi mai multe versete din Biblie ca să înțelegem cum se concretizează această părtășie a noastră cu Domnul Iisus Hristos. Întâi, deschideți, vă rog, la Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Domnul Iisus spune: eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul și voi sunteți mlădițele. Dacă rămâneți în mine, versetul 7, și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multe rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Primul lucru extraordinar de important este că Domnul Iisus, când s-a înălțat la cer, ne-a lăsat cuvântul Lui. La Coloseni 3:17 spune Apostolul: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Adică noi avem la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu și rămânerea cuvântului sau cuvintelor Lui în noi fac posibilă părtășia aceasta cu Domnul Iisus Hristos. Diana, nu? Diana te cheamă. Este logodită cu Daniel. În câteva săptămâni vom fi la nunta lor. Am convingerea că din când în când își scriu unul altuia e-mail-uri sau mesaje pe telefon. În vremea tinereții mele și ale noastre, al multora, nu erau modalitățile astea, dar ne scriam unul altuia câte o scrisoare. Eu la București, iubita mea la Sibiu, și abia așteptam să treacă 7 zile, atâta dura poșta, să primesc scrisoarea de la ea. Și o citeam, dar nu odată, de mai multe ori. Domnul Iisus Hristos, mirele nostru, cu care suntem logodiți și așteptăm să vină ziua anunții, cât septembrie? Cât? 1 septembrie. Așteptăm să vină ziua anunții cu Domnul Iisus? Ne-a scris o scrisoare. Și scrisoarea asta e aici, în Noul Testament. Veți spune, dar n-a scris-o Domnul Iisus. E adevărat că Domnul Iisus n-a scris nicio carte. Dar ucenicii Domnului Iisus au scris despre El și despre cuvintele Lui. Și El spune, dacă rămân în voi cuvintele mele, adevărat sunteți ucenicii mei. De aceea e important că părtășia noastră cu Domnul Iisus se construiește sau se clădește prin rămânerea noastră în cuvântul Domnului Iisus sau în părtășie cu Domnul Iisus și cu cuvântul Lui. Apostolul Pavel a înțeles că Dumnezeu l-a chemat la o lucrare. Și iată ce spune la Coloseni, capitolul 1, de la versetul 23. Negreșit dacă rămâneți mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu. El a primit
convingerea că Domnul a pus să fie slujitorul Evangheliei. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei, a cui? A Evangheliei. Am fost făcut eu după isprăfnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, căra Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestei între neamul, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propodăim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să vă înfărțișem pe orice om desăvârșit în Hristos. Cum găsește Pavel modalitatea să-i desăvârșească pe frați în Hristos? Vestindu-le Evanghelia, mărturisindu-le Evanghelia. De ce e importantă citirea Bibliei zilnic? Citirea Cuvântului Dumnezeu, care să devină o practică zilnică, care să ne ajute să noim în fiecare zi părtășia noastră cu Domnul Iisus. Și vreau să vă spun că e important să citim toată Scriptura, dar cred că în fiecare zi e important să citim ceva din Cuvântul Domnului Iisus, ceva din Evanghelie, ceva din învățătura curată și pură pe care El a lăsat-o pe paginile Sfintelor Scripturii. Al doilea lucru. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că va merge la Ierusalim, că va fi dat în mâinile celor fără de lege și că va fi prins, va fi legat și va fi răstignit. Și ucenicii s-au umplut de întristare. Și Domnul Iisus le spune, Ioan 14:1, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și parcă ei toți sunt tulburați și unul dintre apostoli spun, Învățătorile, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Iisus îi răspunde, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu mai cunoscut, eu sunt un Tatăl, Tatăl este în mine. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl meu. Și parcă tot nu le este de ajuns. Și Domnul Iisus le mai spune ceva. Ioan capitolul 16, de la versetul 23. De la versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu și de aceea am zis că El va lua din ce este al meu și o va descoperi. Știți că încă din viacul întâi a apărut o controversă legată de persoana Domnului Iisus. Gnosticii spuneau că Iisus n-a putut să fie în același timp și om și Dumnezeu, fiindcă ei credeau că natura este total căzută, decăzută, compromisă și nu putea să locuiască într-un trup al pământului, într-un trup al naturii acesteia, un Dumnezeu, un Fiu de Dumnezeu. Și Ioan scrie în întâia sa epistolă o modalitate în care să deosebești lucrurile, mai ales duhurile. Și iată ce spune la 1 Ioan capitolul 4. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Era exact contrarul a ceea ce spuneau gnosticii. Pentru că ei spuneau, nu se poate să vină un Dumnezeu în trup. Dumnezeu este Duh și în Duh se vine, nu în trup. Și Hristos a venit în trup. Și era în același timp și trup sau om și Dumnezeu. Și Domnul Iisus, ca să-i convingă pe apostoli, și Ioan, ca să ne aducă argumentul acesta, spune așa, orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup, e de la Dumnezeu.
Și versetul 5, orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul anticrist. Și ar fi interesant să citim tot capitolul acesta, dar vreau să mă refer la versetul 13. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite alt mângâietor care va fi pururea cu voi și în voi. Și ăsta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când înțelegi lucrul acesta, înțelegi de fapt că această părtășie cu Fiul Său Iisus Hristos se realizează prin faptul că El a pus Duhul Său în noi. Și Duhul Sfânt în noi, împreună cu Duhul nostru, certifică această relație a părtășiei noastre cu Domnul nostru Iisus Hristos. Noi astăzi nu-L mai vedem cu ochii noștri fizici pe Domnul Iisus, dar simțim în noi prezența Lui prin Duhul Său cel Sfânt. El a făcut făgăduința aceasta, unde sunt doi sau trei adunați pentru numele Meu, sunt și Eu prezent acolo. De aceea declarăm și susținem că Domnul este în adunarea aceasta. El este prezent aici pentru că ne-a dat Duhul Sfânt care ne face să ne bucurăm de prezența Lui. Duhul Sfânt ne aduce aminte Scripturile, Duhul Sfânt ne mângâie, Duhul Sfânt ne dă siguranța mântuirii, Duhul Sfânt ne avertizează atunci când păcătuim. Și prin Duhul Sfânt avem această părtășie cu Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. A treia modalitate. Ai părtășie cu cineva dacă vorbești cu persoana respectivă. Sunt persoane care, deși sunt soț și soție, cu săptămânile nu prea vorbesc, dar n-au părtășie. Că atunci când iubești pe cineva, vorbești cu el foarte mult. Majoritatea știți că noi avem o fiică care este la 8.000 de kilometri de depărtare, aproape 10.000. Dar în fiecare zi avem ora de Skype. Când stăm pe scaune, fiecare pe scaunul lui și partea cealaltă în Ohio, în America, stă Deborah cu copilași în jurul ei și vorbim câte un ceas pe zi. Asta e tradiția. Vorbim fiindcă vrem să comunicăm. Mă uit peste fețele voastre, ce aveți copii departe. Așa e? Frate Secu, sora Anița, frate Pinca, o să mă amintesc toate numerele aici, toți care aveți copii, comunicați cu ei, nu-i așa? Știm ce se întâmplă acolo în toate amănuntele, ei știu mai bine decât noi ce se întâmplă la Sibiu, pentru că doresc să vorbească cu noi, să aibă părtășie cu noi. Pe plan spiritual, Dumnezeu ne-a dat mijlocul acesta de a avea părtășie și anume prin rugăciune. Rugăciunea nu este un ritual, ci este o comunicare a inimii. De aceea noi nu recomandăm rugăciunile citite din cărți, ci noi recomandăm acele rugăciuni inspirate din trăirile permanente, din realitatea zilnică în care trăim. De aceea e important ca în fiecare zi să ne rugăm lui Dumnezeu și să avem momente în care să fim binecuvântați prin rugăciune. Familiile în care nu se practică rugăciunea sunt familii problemă. În toate situațiile, când merg la consiliere în familii cu probleme, le pun întrebarea asta: vă rugați? Cum să nu ne rugăm? Vă rugați împreună? Nu. Fiecare se roagă pentru el. Îndrăznesc să cred uneori că fiecare se roagă unul împotriva altuia. Că dacă n-apuci să te rogi împreună, înseamnă că nu te rogi pentru celălalt, te rogi împotriva lui. Și vreau să spun tuturor familiilor, rugați-vă împreună ca să aveți părtășie
și părtășia să fie cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugăciunea este respirația sufletului. Prin rugăciune aducem înaintea lui Dumnezeu trăirile noastre, stările noastre, nevoile noastre. Prin rugăciune noi vorbim lui Dumnezeu. Și ce mare efect au rugăciunile ascultate? Când te-ai rugat pentru ceva și Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Asta îți consolidează credința. Asta te apropie mai mult de Dumnezeu. Ascultam aseară, în timp ce lucram la mesajul acesta, un mesaj a unui om simplu, Simeon Nan, se numește, undeva în nord-vestul României a trăit acest om al lui Dumnezeu și spunea că odată a avut o mare nenorocire, o fiică lor, unul dintre cei 13 copii era pe moarte. Și fratele Nan, Simeon, a chemat-o pe soție și a spus: Rozalia, hai să ne rugăm. Și am îngenunchiat, spunea el, și ne-am rugat, dar ne-am rugat cu foc, cu toată familia noastră. Și când am terminat rugăciunea, fiica noastră, care era pe moarte, a început să clipească din ochi, a început să ne facă cu mâna și a început să zâmbească. Ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, spunea el. Dumnezeu este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. De aceea comuniunea cu Domnul se face prin rugăciune. Dacă vrei să ai părtășie cu Domnul Iisus Hristos, atunci roagă-te. Dacă vrei să ai părtășie cu altceva, alegi. Vreau să semnalez aici marele pericol al părtășiei cu internetul și cu televiziunea și cu alte lucruri rele și murdare care te despart de părtășia cu Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Când Domnul Iisus și-a încheiat lucrarea sa, Domnul Iisus a rostit o rugăciune care este cunoscută sub numele de rugăciune de mare preot, Ioan capitolul 17. Rugăciunea aceasta de mare preot a Domnului Iisus conține două aspecte în mare vorbind. Este un raport al lucrării Domnului Iisus: Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac, acum proslăvește-mă la Tine cu slava care aveam de la întemeierea lumii, înainte de întemeierea lumii. Și apoi este o parte privind raportul Domnului Iisus cu credincioșii. Și în partea aceasta a rugăciunii, Domnul Iisus se roagă: pentru ei mă rog, versetul 8-9, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. Și continuă rugăciunea asta. La un moment dat, Domnul Iisus însă se roagă pentru unitatea trupului lui Hristos. Și mă rog ca ei să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Părtășia cu Domnul Iisus se realizează prin unitate în trupul Său, care este biserica. Nu poți avea părtășie cu Domnul Iisus și să n-ai părtășie cu biserica. Se mai întâmplă uneori că întâlnesc persoane în care spun: oh, eu am o relație cu Dumnezeu foarte bună. Eu nu vin la biserică, dar cu Domnul, de Domnul nu m-am lăsat. Eu n-am părăsit pe Domnul, eu am părtășie cu Domnul. Vreau să vă citesc ceva interesant, ce am descoperit acum. Evrei, capitolul 10. M-am cutremurat când am descoperit lucrul ăsta.
Și ar vrea să-l vi-l împărtășesc în legat de acest subiect. Evrei, capitolul 10. De la versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduință. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. De obicei, alegeam să citesc versetul acesta 26 și 27 atunci când vroiam să mă refer la păcatul cu voia. Dar niciodată nu mi-am luat timp să citesc contextul, să văd oare în ce context apare problema aceasta a păcatului cu voia. Și atenție! Autorul epistolei către evrei pune problema păcatului cu voia în contextul părăsirii adunării. Vei spune, a, păi nu e așa mare păcat să nu mergi la biserică, că doar Dumnezeu primește și când stai acasă. S-ar putea să vină vremea să stai acasă, să nu mai poți merge la biserică și atunci o să plângi după biserică. Dar cred că ruperea părtășiei cu biserica este un păcat cu voia. Și vorbesc aici cu toată gravitatea și spun să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obicei, și să nu păcătuiți cu voia. Când n-ai părtășie frățească, când n-ai legătură frățească, când nu-ți iubești frații, întrebarea este, poți să spui că-L iubești oare pe Domnul Iisus? Ce spune Ioan? Dar va zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, 1 Ioan 4,20, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, că cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el, cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Părtășia cu Domnul Iisus Hristos se manifestă în unitatea trupului lui Hristos și în iubirea fraților și surorilor din biserică. Vrei să ai părtășie cu Domnul Iisus? Caută părtășia cu frații. Dacă n-ai părtășie cu frații, cu trupul lui Hristos, nu poți să vorbești despre părtășia cu Domnul Iisus. Este nonsens. Poate ziceți, da, frate, sunt unii oameni bătrâni, în suferință, bolnavi, de ani de zile stau pe patul de suferință. Pentru aceștia, Domnul are cuvântul următor. Vizitați pe cei bolnavi și în suferință. Pentru că ei au nevoie de părtășia frățească. Nu trebuie să vină ei la pielarilor 6 dacă nu pot, ci trebuie cei de la pielarilor 6 să se ducă la ei. Și astfel părtășia să se mențină prin unitatea trupului lui Hristos. Și facem un pas înainte. Părtășia cu Domnul Iisus Hristos se poate realiza prin identificarea noastră cu cei ce sunt în nevoi. Vreau să vă citesc un text puțin mai lung. Matei, capitolul 25, de la versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine.
Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat să de băut, când te-am văzut noi străini și te-am prigonit, sau gol și te-am primit, când te-am, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnavi și în temniță și am venit pe la tine. Opresc aici și citesc versetul următor mai târziu. Dacă ar veni Domnul Iisus în Biserica Betania astăzi, 11 august, câți dintre voi ați fi dispuși să-L invitați la masă? Pe Domnul Iisus. Cuiva îi sună telefonul. Dar dacă vine un om sărac și nevoiaș, câți ați fi dispuși să-l invitați la masă? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, adevărat, adevărat vă spun, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Interesant că Domnul Iisus se identifică cu cei mai de jos. Nu este bine să încurajăm cerșătoria și lenea. Și s-a umplut lumea de oameni care profită de asta. Și de multe ori ne înarmăm cu ideea asta. Nu dau nimic la nimeni să muncească. Foarte bine, corect. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Dar dacă nu poate să muncească, atunci ești obligat să-i dai. Că Biblia nu spune cine nu muncește să nu mănânce. Cine nu vrea, dacă are o problemă pe săracii, aveți totdeauna cu voi. Și îi pune Dumnezeu alături de noi tocmai ca să ne testeze dorința noastră de a avea părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Că Domnul se identifică cu oamenii ăștia. Am avut marea bucurie să văd centru de recuperare pentru muribunzi pe care l-a construit Maica Tereza în Calcuta, în India. O femeie mică, de 1,5 metri, din Albania, a simțit chemarea lui Dumnezeu să meargă în India și acolo să se ocupe de bolnavii care sunt pe moarte, muribunzi. Și a construit un centru de recuperare pentru muribunzi. O femeie mică din Albania a mișcat lumea prin ce a făcut ea de dragul Domnului Iisus. Părtășia cu Iisus Hristos este în măsură în care te identifici cu oamenii care sunt în nevoi, care trec prin nevoi, prin încercări, prin suferință. Și de fapt, cred că aici este esența. Noi nu avem nevoie așa de mult unii de alții atunci când ne merge bine, dar atunci când trecem prin încercări, atunci este esențial să se manifeste această părtășie a trupului lui Hristos ca o realitate. Atunci să fim toți alături. M-a întrebat odată un coleg în legătură cu vizitele pastorale. Cum faci cu vizitele pastorale? Și i-am spus, cel mai mult fac vizite pastorale atunci când oamenii au nevoi mari. Când au boli grele, când au lipsuri mari, când au probleme deosebite. Că atunci când oamenilor le merge foarte bine și sunt la ușa apartamentului, își pun problema, ce-o mai fi căutând și ăsta, n-are de lucru? Dar atunci când sunt apăsați și împovărați,
și ești prezent acolo și plângi cu cei ce plâng sau te bucuri cu cei ce se bucură, cred că asta e manifestarea normală și corectă a trupului lui Hristos. Dacă vrei să ai părtășie cu Hristos, caută să te identifici cu cei ce trec prin nevoi speciale. În ei îl vei vedea pe Hristos. 6. Închei, timpul s-a epuizat. Domnul Iisus spune că noi avem părtășie cu El în măsura în care păzim poruncile Lui. Aș fi vrut la început să citesc Evanghelia după Ioan pentru toată Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan e plină de ideea asta. Cum poți avea părtășie cu Domnul Iisus? Ioan capitolul 14, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Porunci. Când auzi cuvântul porunci, spui, iar porunci. Diferența între poruncile Domnului Iisus și legile Vechiului Testament este radicală. Ce poruncă a dat Domnul Iisus? Cea mai mare poruncă? Să vă iubiți unii pe alții. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu poți să pretinzi că îl iubești pe cineva dacă tot ce faci, faci împotriva lui. Vă citez un verset din Scriptură. Bărbaților le place versetul acesta. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri în toate lucrurile ca Domnului. Ziceți amin, frați. Numai că o nevastă nu poate să fie supusă dacă nu se simte iubită. Și acum vine scrisoarea pentru bărbați. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Poruncile Domnului Iisus sunt ușoare. Poruncile Domnului Iisus sunt ceva natural, ceva ce izvorăsc în tine, ceva ce îți dau semnificație trăirii tale. Și Domnul Iisus spune așa, dacă păziți poruncile mele, eu voi veni la voi. Că cine mă iubește va fi iubit de Tata. Și eu voi veni și voi locui cu El. Îmi dau seama că printre cei ce mă ascultă acum sunt și persoane singure. Surori în vârstă, frați singuri. Când am venit azi dimineață, m-am așezat lângă fratele Pincă și l-am întrebat ce face, că știam că e singur. Și am spus să-mi spună despre bucuriile care le are cu Domnul Iisus. Și m-am bucurat să constat asta. Chiar dacă ajungi vremea în care ești singură, chiar dacă ajungi vremea în care ești singur, Domnul Iisus spune, eu voi veni la voi și voi locui cu voi. Asta e părtășie. Dacă păziți poruncile mele, eu voi veni la voi și voi locui cu voi. Ai putea să te vaici și să spui, a, nimeni nu mă înțelege, eu singur toată ziua. Soluția e aici. Păzește poruncile Domnului și Domnul e cu tine. Și Domnul locuiește cu tine. Și ce mare har să fie Domnul în prezența ta și tu în prezența Lui. Sunt principii de viață care nu sunt grele, care sunt practice și care ne ajută să biruim. Și mai sunt și alte modalități. Vreau să închei cu una care îmi place tare mult și cred că și dumneavoastră vă place. Romani, capitolul 8, de la versetul 15. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și acum atenție! Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună moștenitor cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat,
Asta am vrea să o citim mai încet. Ca să fim proslăviți împreună cu El. Părtășia noastră cu Hristos vine din faptul că Domnul Iisus Hristos, moștenitorul tuturor lucrurilor, vrea să împartă moștenirea Lui cu noi. Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Sau Apocalipsa 21:24-26. Vreau să citesc asta în încheiere, să vedeți cât de grozav este să trăiești viața cu Domnul Iisus. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia lui este, ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte. În ea vor aduce slavă și, slava și cinstea neamurile. Legat de asta, Ioan 14, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi sus mai dinainte. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum am și eu am biruit și șed cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Hristos vrea să împartă cu mine sau cu tine moștenirea noastră comună. Dacă suntem copiii Lui și trăim în părtășie cu El, într-o zi vom moșteni cerul împreună cu El. Cu nerăbdare aștept ziua când Iisus va veni, zi minunată, zi minunată. Acolo nu vor mai fi lacrimi, ci bucurii vor fi, zi minunată, zi minunată, zi minunată. Și ferimos va fi când cu Iisus noi în cer vom fi. Zi minunată și fericită va fi când după ai săi copii El va veni. Dar până atunci Dumnezeu ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Acesta și vreau să-ți mulțumesc pentru credincioșia ta față de
credincios chemării tale în viața mea. Îți mulțumesc pentru toți anii, Doamne, cât am stat de față de tine, dar tu cu dragostea ta, cu bunătatea ta, cu îndurarea ta, Doamne, ai avut milă de mine și m-ai chemat neîncetat. Niciodată n-ai trecut, Doamne, și mi-ai vorbit ca să vin la tine, să te caut pe tine și să te găsesc pe tine. Doamne, am căutat în oameni mântuirea, am căutat în oameni adevărul, am căutat în culte plăcerea de a fi în legătură cu tine, dar Dumnezeul meu îți mulțumesc că m-ai chemat la părtășie cu tine, cu Hristos Domnul. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu, pentru credincioșia ta. Îți mulțumesc, Doamne, că a fost o zi în viața mea când mi-ai arătat cât de mult m-ai iubit. Ai murit pentru mine pe cruce la Golgota, Doamne Iisuse, mă închin și îți mulțumesc. În mijlocul fraților, ți-aduc mulțumire, Doamne, că pe fiecare mi-ai chemat și pentru fiecare ai avut milă, Doamne, și ți-ai vărsat sângele Tău cel sfânt ca să avem părtășie cu cerul, să avem părtășie cu sfinții pe pământ, să avem părtășie, Doamne, cu cuvântul Tău și cu Duhul Tău cel sfânt. Mă închin, Doamne, și îți mulțumesc că a fost o zi în care pe fiecare ne-ai cercetat ca în părtășia aceasta să ne vedem păcătoși și să ne întoarcem de pe calea păcatului la tine, Doamne, care singur poți să dai mântuire. Îți mulțumesc, Doamne, că ai cercetat inimile noastre și ai plătit atâta de inimă la inimile noastre ca să te primim ca Dumnezeu și să credem în tine că numai Tu, Doamne, ne poți mântui. Îți mulțumesc, Doamne, că a fost o zi în care ai stăpânit inimile noastre și te-ai făcut stăpânul nostru. Te rugăm acum, Doamne, stăpânește peste noi până la sfârșitul vieților noastre. Umple-ne de prezența Duhului Tău celui Sfânt și părtășia cu Tine, Doamne, să fie ținta vieților noastre, să ascultăm de Tine și să Te urmăm. Îți mulțumim pentru robul Tău, Doamne, de care Te-ai folosit în această zi. Te rugăm să-L binecuvintezi. Cuvântul Tău, Doamne, binecuvintează-L pe mai departe în inimile noastre, ca să nu uităm niciodată că suntem ai Tăi, Doamne, că ne-ai răscumpărat cu sânge sfânt și că Tu, Doamne, dorești ca părtășia noastră să fie cu Hristos Domnul. Numele Domnului să fie glorificat și binecuvântat. Amin. Iar aceluia care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, singurului Dumnezeu adevărat, prin Iisus Hristos, să-i fie toată slava, cinstea și închinarea și acum și în vecii vecilor. Amin. A noastră credință are venea.